Cum deosebești un geamăn de celălalt? Te îmbraci diferit, ați spune. Ce te face însă la școală, acolo unde uniforma e obligatorie? O mamă cu 4 copii născuți în același timp din China a găsit răspunsul și a numerotat copiii printr-un soare. Fiecare copil are pe cap desenat cu mașina de tuns un număr de la 1 la 4. Astfel nimeni nu mai poate să-i încurce, chiar dacă toți, nu numai că sunt identici, dar mai și poartă același nume, Jiang.